Salutare tuturor, eu sunt Cosmin, iar astăzi o să discutăm despre amânarea filmului animat Spider-Man Across the Spider-Verse. Ei bine, dacă doriți să mă susțineți, o puteți face prin apăsarea butonului de like și acelui de subscribe, plus acolo poțiunile pentru a fi la curent cu noile clipuri care vor apărea pe acest canal. Iar noi ne întoarcem direct la clip. Ei bine, compania Sony a muncit foarte mult pentru a-și extinde acest tip de filme cu Spider-Verse după succesul pe care l-a avut Spider-Man No Way Home, adică filmul de anul trecut. Toate acestea, ceea ce face fiecare fan Spider-Man să aștepte foarte mult ar fi că anul acesta ar trebui să lanseze filmul Across the Spider-Verse după filmul foarte popular din 2018, Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider-Man Across the Spider-Verse ar trebui să lanseze anul acesta, dar a fost amânat. Across the Spider-Verse a fost amânat pentru 8 luni, adică de 7 octombrie 2022, în data de anul acesta ar trebui să lanseze, dar fiind amânat cu 8 luni, va fi lansat pe 2 iunie 2023. La fel și Across the Spider-Verse partea a doua, care a fost amânat și el cu un an, adică va apărea în 29 martie 2024. Această știre a făcut toți fanii Spider-Man să fie mai triști, prin foarte multe tweet-uri prin care se spune faptul că este și un plus și un minus pentru ei, plusul fiind faptul că ar putea să lucreze mai mult pentru animați, să fie ceva nou cum a fost pentru Spider-Man Into the Spider-Verse. Și cel mai rău caz care a fost pentru toți ar fi că trebuie să mai aștepte încă un an pentru un film care ar trebui să lanseze de fapt în 2021, dar acest film încă este așteptat și desigur o să avem mai multe noutăți pe parcursul anului acesta sau poate în începutul anului 2023. Deci, dacă doriți, o să revin cu un clip. Ei bine, aici încheiem clipul, dar voi ce părere aveți? Era necesar din partea companiei să amâne acest film? Puteți lăsa un comentariu cu părerea voastră, iar noi ne vom revedea la un videoclip. Ciao, Liz!